Ale se stresuje. Vše se stresuje. Mătăsaru. Mătăsaru în atunci, în ședință de judecată, de asemenea, este prezent partea vătămată, partea civilă, doamna... Ați fost și data trecută. Cum vă numiți? Am rutat. Și eu cum am rutat? Da. Am rutat. Da. În ședință de judecată nu este prezent Gâncu. În sala de videoconferință penitenciarului numărul 13 este asigurată prezența lui cine acolo? Anatiu. Anatiu Victor. Așa? Și noi data trecută a fost examinată cauza, a fost amânată deliberarea și pronunțarea hotărârii pentru data de ieri. La orele ce ori a fost fixată. La orele 15. Însă, ce am lucrat în ședință de judecată, nu a fost asigurată prezența lui Panagiu. Și având în vedere că ultimul se află în ședință, instanța a considerat necesar de a anunța o întrerupere pentru astăzi. Ce ședința continuă în aceeași componență și pentru asta a fost preconizată deliberarea și pronunțarea de semne peste timpul. Și ce l-ați văzut de cere pentru asta a fost preconizată deliberarea și pronunțarea puterele. În urmare, instanța se retrage în camera de deliberare. Și inculpatului, Vadim Gâncu, Victor Panagiu, ținând ședința de judecată.
dat cu capricetul simt ca baza cu administrația fază de numerică în cauza de la prima cazare lui Iubiu Părin Dică, Ideam Păr, născut la 31. Domnul Estrade, să dați corect impresia. Da. Așa, născut la 31 mai 2000, originat și domiciliat în Circ și Nostrada, Joseu Crincești, 156, a apartamentul 300, studii mediu, ce a angajat în câmpul muncii, necăsătorit, fără persoană întrețin, din pintele deții de la grup psihiatru. Nu se află în dispozitarea anteriorului condamnat, Moldovean, cetățean pe Cruci Moldova, reținut la 27.11.2023, ora 14.20, liberat la 30.11.2023, ora 13.25. Volumul 1, foaie, dosarul 97-95, în linii comite infracțiuni prevăzute de articolul 217 al 3 litera C și articolul 186 al 2 B C din codul penal. Panagiu Victor Aurel, IDMB, născut la 10.3.2001, originat de domiciliat în Circ și Nostrada de Miorița, 5.3, apartamentul 17, studii medii complete, ocean angajat în câmpul muncii, angajat în câmpul muncii, cartate cu estar la Sergiu Constructier, necăsătorit, fără persoană întreținut de bun inteligență, din narcolog și psihiatru, nu se află, ne-a spus mental, anterior condamnat în sentința judecăriei Chișinău Sediu. Buicani, din 14.12.2020, în baza articolului 186 alineatul 1, litera D, 217 alineatul 2, 82 ani și 2 luni închisoare. Buicani, 9.04.2021, în baza articolului 186 alineatul 2, BCD, din codul penal, un an închisoare. Ciocanu, din 23.12.2022, în baza articolului 186 alineatul 2, 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 84, 1, un an și 8 luni. Închisoare Moldovean, cetățean al Republicii Moldova, reținut 27.11.2023, ora 21.30, eliberat 30.11.2023, ora 13.50, reținut la 2.03.2024, ora 10.45, plasare de las preventiv, până în prezent. În linii de comite infracțiuni de vizită articolul 186, alineatul 2, BC, 2, 186, alineatul 2, BC, 2, 186, alineatul 2, D, 186 alineatul 2 B, 186 alineatul 2 C B, 186 alineatul 2 C B, cod penal. Pentru aceste motive, în baza legii privesc de articolul 364 prin 384, 381 din cod procedură penal cu următoarea instanță judecată hotărâre. Din punct de vedere se recunoaște din baza săvârșirii infracțiunii privesc de articolul 186 alineatul 2 B, C B, articolul 217, alineatul 3 din trece din codul penal și în baza acestei legi, cu aplicarea articolului 80 prin codul penal secundar. În baza articolului 186, alineatul 2, PCD din codul penal, sunt partea condamnată și Radu, în an, închisoare și în baza articolului 217, alineatul 3 din codul penal, 2 ani închisoare, pentru care trebuie de exercita o activitate legată de producție, păstrări, transportare, exterior, vânzare, distribuire, drumuri penal. Etnopotancilor sau analogii la acesta pe un termen de 5 ani. În baza articolului 84, alineatul 1 din codul penal pentru concurs de infracțiuni pentru un parțial de lipsă pe care se stabilește lui Iubiu Părin Victor pedeapsa definitivă 2 ani și 6 luni închisoare cu privare de dreptul de a exercita activitate legată de producere, păstrare, de transportare, expediere, organizare, distribuire, drumuri pentru etnopotancilor sau analogii la acesta pe termen de 5 ani. Conform dispoziției articolului 90 din codul penal de lipsă se suspendă pe un termen de 3 ani și nu va fi executată dacă un termen de probațiune nu va săvârși o nouă infracțiune și prin respectarea condițiilor probațiunii de comportare exemplară și muncă cestită va întreprețin că este ce i s-a acordat, obligându-se să nu schimbe domiciliul fără permisiunea organelor competente. Termenul executării pe timp de calcare în momentul de efectivării sentinței. Măsura preventivă, obligarea de a părăsi localitatea, prevenția lui Iubiu Părin Victor, aplicat la organ de numerire penală, a încetat de timp. Se încasează de la Bâncul Victor, pe Bâncul Vădin Victor, în beneficiu statului sumă 1680 lei, pentru întocmirea raportului cu statul tehnic conștiințit, prin 34.12.1.30.96, din 20.10.2023, cu titlul de cheltuieli oficiale. Panagiu Victor Aurel,
Se recunoaște din nou la răzășirea infracțiunii prevăzute de articolul 186 alineatul 2, PCT, de codul penal, de sursă foarte rădănată, de juriu articolul 186, alineatul 2, PCT, din codul penal, de sursă cu partea programată în atomă căsară, 186 aneatul 2, litera 2, episodul cu partea programată, SIVA MAR AMUTA, articolul 186 aneatul 2, litera 2, episodul cu partea programată, baie Natalia, 186 aneatul 2, litera C, episodul din 22-23 decembrie 2023, partea programată, prin Ioan Adrian Bravo Roșca, și 186 aneatul 2, litera C, din codul penal, episodul din 29-30 decembrie 2023, partea programată, prin Ioan Adrian Bravo Roșca. Și în baza acestor legi, cu aplicarea articolului 80 prim, din codul penal, se condamnă la o pedeapsă, formă de închisoare, pe un termen de a câte un an pentru fiecare episod menționat. În baza articolului 84, alineatul 1 din codul penal pentru concurs de infracțiuni prin cumul parțial a pedepsilor care se stabilește după înaintea unui trăunier pedeapsa definitivă sub formă de 3 ani închisoare pe executare pedepsei în penitenciar de tip semi-închis. Termenul executării pedepsei aplicate după înaintea unui trăunier de calculare în momentul pronunțării sentinței 18 aprilie 2024 include în acesta perioada care în stare de reținere și arest în 27-11-2023 până atunci 1-30-30-11-2023, ora 13:50, 2-1-2024, ora 10:45, până la data de 18-4-2024. Măsura preventivă este preventivă aplicată în prevenția lui Panagiurghii cu semenții de menținut fără modificări până la definitivare sentinței. Se încasează de la Panagiurghii Claudia în beneficiul măcăsarul anul cu suma de 16.000 de titluri de daună cauzată în infracțiune. Se încasează de la Panagiurghii Claudia în beneficiul lui Sivacmar Amta suma de 9.254 de titluri de daună cauzată în infracțiune. În rest, părții civile sunt în dreptea înaintea o acțiune în instanța civilă cu prezentarea acordului care a justificat costul bunului sustrase ce nu au fost respite cu rescuzător, cu anul biologicului suportat. Corpul de delicte, 2 angelor crujante, 285-35-20, 2 angelor crujante, 305-35-20, 20, transmisie spre păstrare, reprezentantul părții civile pe șuiu, Radu Avocat, Cimar V, conform decizie din 30.11.2023, este discutat lui de model Aiman Jec, restituit despre păstrare proprietarul Mătăsarul Anatol, conform decizie din 11.11.2024. O bicicletă de marca KVS Cycling, restituit despre păstrare proprietarului Gaiu Natal, conform decizie din 12.11.2024. 3 baterii electrice pentru trotinete electrice de model electrice și o jurbență electrică de marca F Tunz cu acumulator respectiv despre păstrare proprietar Poșca Radu Andrei cu fără expiziție din 12.11.2024 de lăsat în presiunea acestor. Tot pot evit tot altele de carte în cadrul cercetări la fața locului din 30-12-2023. Efectuate în CIP Chișinău, la numărul 17, care se află în cadrul de păstrare corpului de delicte ai coeficientă direcției poliției în CIP Chișinău, conform de citanții numărul 2-2024 din ianuarie 2024, din CIP, ne prezentând nicio valoare. Mijloacele materiale de probă ridicate și anunțate la materiale cauze penale de păstrat la materiale cauze penale. Sentința cu drept de apel la Curtea de Apel Chișinău în termen 15 zile prin intermediul judecătoriei Chișinău se publica. Președintele, ședinte, judecător, semnătură. Domnul Panagiu, clară hotărâre în instanță cercetată? Da. E clar. Doriți să discutați cu avocatul? Da, nu era în transcrierea dumneavoastră. Deci a fost aplicat pe viață, a fost la știre, astăzi va fi pe viață sentința de adresă din mai la penitenciară și va fi mânată dumneavoastră. Deja dacă nu sunteți de curte, acord, discutați cu avocatul și cu responsabilul contestat. Cei ce ține de
De fapt, s-a dat știri pentru fiecare episod. Câte un an a fost stabilit prin cumulare parțială, a fost stabilit 3 ani închisoare. Da. Asta este soluția. Deja ieți mă duc al lucru. Bine. Bine. Vă zic, nu dar revedere. Ședința de judecat, de clar închis. La revedere.